firea sănătoși, bacii domnilor și doamnelor. Amu mergem pe AP7, direcție Barcelona. Uitați-vă ce autopistă frumoasă. AP7-le ăsta. Jamu, avem de depășit camioane care sunt mai lente. Nu te încurcă nimeni să-ți vină din față. Așa are să arate autostrada Moldovei, pe care am o face bacii vostru ministru Cucu. Mă, frate, atenție la bacii Cucu, să vedeți cum o să vă fac autopiste de pai de mie. Tăta rota vă învârtiți pe ea. Cum e cântarea aceea cu rota, rota pângă paie. O rota, rota pântârnați, cum se zice. La noi ne arat cămâța după cârnați. Dacă și pe rota carion. Și carionul de la Cluj. Aia stai de la mine. Bine, de la mine, de la jumătate de mine. Că jumătate este de la Cluj, jumătate este de la Arad. Hai mă, Volvo meu, bagă meserie și trece-l pe vărul. Gata, dăm semnal, andă în mijloc. L-am depășit și pe vărul de la Cluj. Merg încet. E încet, 90. Numai că am eu merg mai tare de 90. Dacă și băieții cu drumurile de la mantenanță ieți. Am un iamăgăm frumos în banda noastră pentru vehiculele grele și mergem după următorul care ne apare la orizont după curbă. A, nu te sipă pe linia continuă, că linie lasă mai mereu, adică nu las mai mereu, că mai am de condus aproape 2 ore și gata pe ziua de azi. Iară mă culc de ziua, iară conduc de noapte. Mergem la Stuttgart să descărcăm în Mercado de la Stuttgart. Iar le duc la Nemț. Verdețuri de la Murcia să mânce. Hai da, la bandă în jos, mai maiute. Vedeți? În mulți dintre voi vă puneți întrebarea, cum dracu dacă tirul lui setat la 90, el poate să meargă și cu 120 sau 125, cum e cazul meu. Acela merge de sus. Aveam înainte, nu era nou și nu avem numai până la 120. Dar Volvo are până la 125. Am gumile bune, direcție e bună. Tantă pe cabeza tractora cât și pe remorcă. Șoseaua e uscată. Putem să-l lăsăm omul la pantă, ne mai ajută, ajută mult oricum.
nu la consum, a glasna. 32, am fost la 31, am urcat o lecuță, dar să nu scad eu mai încolo pe Franța. Cam așa mă duc, Franța, Germania, tur-retur în 31. Cu fric. Am multe tone, că mergețurile nu sunt așa grele, numai când îți bagă gurcă în urci. Cărorabe. Adică gulii. Așa-s grele matele cântările. Mă, guliile scât capul la pruncul mic, mă. Așa dacă vă imaginați voi un prunc mic de 2 ani și să fie și cu căpocul mare, ca milițianul din la Sfierbinți. Am un om. Atâta e o gulie ce le duc eu la nemț. Mamu, nu cred că m-or mai băga gulinii, nu m-am uitat pe CMR-uri să văd ce dracu duc. Da, cred că am pipărci, cum se zice la noi, adică ardei pe domnește, mă, să înțelegeți și domnii, dacă vă uitați. Domnii care nu înțelegeți vorba noastră. O, de maciu, zice, iară trebuie să-l reduc la 90, că saltă. Se are tacograful dacă îl țin mai mult. Răvăceați, pățit! Eu, ia, cred că fregoneta s-o spară, da. No. Atâta s-a dus chiar până a zburat cauciucul după jantă, veri. Bă, am o... bă, normal, nu a văzut omul, dar nu știu cum dracu n-o simțit pe mașină mică. Că nu mai are roată. Nu mai are cauciuc. Bine, că e mod de cauciuc. Ia ne-am uitat ce mașină are. Ia că domnii se depășesc și... Da, băiatul îi ajunge imediat. Imediat acum, relativ, și eu merg la 90, nu? Am și la 90, la 89, la 88, la 87, altul merge la 85. Aceea sunt handicapață lui Putin. Aceea, bine, cam pe autopistă n-ai treabă, că e așa setat și nu-i lasă Putin să consume mai multă motorină, că și așa le subvenționează el o 40% și din camioane și din motorină. Până la urmă, hai să lăsăm și pe aceștia să se incorporeze cu micuțele. Așa, incorporați-vă, țucă-i taică. Oi la asta. Oi la asta cu GPL-ul, cu Nissan-ul, Nilai, mă, bă! Ia, n-ai ce să zic. Ia că depășim pe Schenker. Gata-i. S-a dus. No, asta merge la 85. Merge de zici că vine, mă, frate. Aici nu-i problemă, problema e că mei pe național. Când prins, de exemplu, domnii patroni ca să nu plătească tanta autopista pe Franța, mai mei și pe național. Și apă acolo, dacă e... Bine, este multinaționale care îți dă dublu sens. Da? Și acolo este că n-ai voie mai mult de 80 și depășirea interzisă. Cum e naționalul 10. Către Bordeaux, Angulem Bordeaux. Dar pe mai depășim și acolo. Acolo trebuie să depășim cu grijă. Da, că îl depășesc și pe ghiucul ăsta, cu daful lui. Am o... Merg după ăștia. Hai da, Volvo meu. No, iară, cec. Hai că te las la 90 și iar idem. Hai da. E spărut avertizarea de... Overspeed. Așa. Am fugi. Ia că el se bagă înainte. Uite la prostul, mă, cum are cu Audi. Da, ăsta are să iasă. Bă, nu ieși. Am 100 părul cu Audi Q3. El merge între tiruri. Bate-te focul tău de berbec. Hai, tirul meu. Deci aș trăși pe ăsta. Așa. Amu. Opa, că-i pe ahele.
Trebuie să lăsăm mai mereu. Ne băgăm aici în spate la tuba asta. Mulțumesc, domnul șef. Apropie peaje. În măcuță îi dăm frâna de motor, îl ajutăm cu frâna de servici și brum, 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 ne băgăm pe peaje. Haide, acela nu-i bun, că-i roșu. Băi, tu indii te bași. Inge morții, mă, tite baș, băga mi aș pula în familia ta. Perdona. Bă, prost ești, mă. Hai, ce faci? Așa-i bău, dacă te bagi în fața lui, dă remorcă, el își fute cabina, la remorcă n-are ce să-mi facă. Bine, n-are ce să-mi facă, mă. În cârnie. Și nu mai duc pe părcile la nemț. Hai, da, uite, merge. Așa, cu apa. A, iară vă trebuie să vă depășesc. A, nu, e băcă amul, vă ajungă deloc în urmă. Hai, Volvo meu, bagă meserie, după ei. Nu vă că m-au frentat în pe aia. Stai după altul care de-a viață trece pe el. Ce-a frați români, cum vă zic, o să vă facă guvernul vost, că eu nu am niciun respect pentru el, oricum pentru România nu mai lucru de 90, așa că eu de la România n-am ce pensie să iau, n-are ce să-mi dea, n-am nici doctor de familie, n-am nimica, numai documente mai am de România. Asta e, dar bucușa ce alea... Am unul, ce să zici? N-am după ce pensie să iau de acolo, bă, ce-am lucrat înainte de armată, armata și o țară după armată, până a picat Ceușescu, conducătorul nostru cel iubit și... Hai să-ți dau pe manual să suici cu 11, că nu-ți place aici. Vamos! A por ellos! Oe! A por ellos. Hai da. Băi, micuțule, te-ai dracu de aici cu micuța ta, că trebuie să mă bag eu. Așa. Hai da, la cu fregoneta micuță, nu? Sunt receptar, cred. Eu sunt cu 90, că e prelată și gol. Asta ui și eu imediat și să vei că nu mă bagă de puși. Așa. Hai ca 12. Ha, te băga și în depășire, degeaba te-ai băgat, idiotule! Bă, să închid o bloc așa. A, că mă uitai de mă porni cu frâna de motor. În peaje. Ma nu, când accelerezi, se anulează. Nu, când e picior după accelerație, atunci te trage înapoi, ca și când ai fi tras. Hai dați, băieții, că avem treabă. Op, over speed, o trebuie în ați. Da. Ați văzut, domnilor, cum se circulă pe autopiste în Spania, ca să... Cerem prea mult dacă cerem în România autopiste. Prea mult cerem. Deci noi nu avem drept în România să avem autopiste. Numai șlobăință de aștia de drumuri, tot te vaci și amar de ele. Tu
Plus de aceea că mai cere și bani. Rovinietă, zice. Madre că o spar eu. Handicapațe dracului. Bă! Eu nu înțeleg. Cei de acasă că nu ies în uliță și să facă că tonșențoni în tot drumul, fiecare în satul lui, în toate satele ne răsculăm, ne răsculăm. Și peste noapte îți strântesc o șansă, vă numai să circulați atât. N-a vă rovinete. Ia că stăm și nu mea. No. Ori le luați după noi și faceți drumuri, când ați făcut drumuri să fie ca aia, da? No, atunci ați plătesc rovinete. Asta ce-i de plată în Spania? AP7 îi de plată. Îi de pago. Este celelalte care se rede caretera de l'Estao, care nu-s de plată și-s foarte bune. Asta așa e la cipă ăsta, că puteai să mei pe național 340, da? L-au oprit amul de o perioadă de vreme, de l-au interzis camioanelor și pe atunci trebuie să iei o bucată din... Bine, două bucăți. Din AP7, n-ai ce să faci. Mulțumesc, domnule, îmi dai cu farurile, te-am depășit, nați. Mulțumirea. Hai că apăs pe butonul de avarie odată și i-am mulțumit la om. Așa ne semnalizăm noi cu farurile când... Kilometro, situese în el carril derecho. Da, dragă, nu mă mai pot depăși pe voi, că ne băgăm la incorporarea, ieșim după cum mai mare în oraș, direct, la Barcelona, și luăm pe terasa Maresa, Girona, în Franța. Sau France, en français. În spaniol, Franța. Ia ca ce se desparte, două mărg încolo, două se duc încoace. Situese în el carril derecho. Aici spune limită de 80 și depășirea interzisă, de aceea nu mă bag. A 4 km, situese în el carril izquierdo. Până ce trecem de despărțiturile astea de autopiste și până ce nu eu iară pe drumul de... De Girona, de la Junquera, de Perpignan, Franța, Franța, dar... Ia, imediat se separă, intrăm pe... Ia, ca aici. Nu vedea ce vinim pe aștept două benzi. De acolo, din dreapta noastră, ne mai vin două benzi. Aici trebuie să fim foarte atenți la incorporările astea. Foarte, foarte atenți. Încă aici avem în dreapta linie continuă, dar ce e linia discontinuă, deci ne poți băga. Încă mai merem. Nu vine din spate furgonete, Volkswagen. Mă țin aici după băieții. Ce suim un pic de costă. 80. Am eu numai de 4,60, dacă ar fi de 500, o 520, cum am avut unul de 580, același cu greutate, nu stătea la benzi, să doarmă. Am una, îl duci pe manual, și apoi acum când gata, merg la viteză normală, l-am pus înapoi pe automatic și zbogă-l în Sarajevo. Hai mă, depășește-l, mă, frate, că eu te ajung de în urmă, nu mă pot să mă bag în cealaltă, în ultima bandă din stânga, că acolo... O mai fac așa, altă dată. Acum mai prea aglomerație și vin mașini mici multe din partea stângă. Din partea stângă, pe ultima bandă din stânga. Mai el s-a băgat în depășire și nu-i în stare să-l depășească. Trebuie să stau în spatele lui, să reduc. Hai mă, vărule, mă. Uite cât durează o depășire. Deci puneți-vă în situația că-s numai două benzi de circulație.
Atunci ce codonie de mașini mici se face în spate la ăsta care se chine și se depășească, fiindcă celălalt bulangiu, care îi depășit, știe că oricum va fi depășit. Nu știu de ce-i convine să-l țină pe ăsta în stânga lui atâta timp. Cu cât durează mai mult depășirea, cu atâta se poate întâmpla o nenorocire. Eu, dacă văd că unul mă depășește, deci rar mă depășește careva, numai care e pus la peste 93 sau are alte șmecherii, hai, n-are, nu o să le mai comentăm pe aici. Cu cât îl ții mai mult lângă tine, Doamne ferește de o explozie. Doamne ferește de să se rupe ceva la direcțion. O pur și simplu ajungi, prinzi niște șleauri din astea în ăsta și ud și îți fuge și îl scap și... Bă, ai văzut că o intra pe lângă tine, la ce dracu să-l țin 5, 6 km, 7 km aveseți, mă? Eu am pățit așa nu l-am putut depăși în cel puțin 5 km. Și când am trecut lângă el și am ajuns geam la geam, indie te bași, stai acolo. Am ce să-ți fac? Dacă mi-e aici, de așa este, niniatul. Gândiat-o cu ochiari. Nu-i soare nimic, dar el-i cu ochiari de soare pe ochi. O, bată-vă focul vostru. Prunci tineri, bă, nu vrea să vedeți soarele. Nu, că voi credeți că ați trăit cât e lumea. Eu nu am pus în viața mea ochiari de soare pe ochi. Că am zis că atâta timp cât fac umbră pământului, măcar soarele să-l văd, mă. Este alții care nu pot să-l vadă, săraci. Gândiți-vă la imeniarii ceea ce-au stat, schimbul de ziua în mine, au reșit țara. Au dus acasă, au culcat, iar s-au băgat pe întuneric în mine, iar au reșit pe ăsta. Păi nu să mai văd soarele după ce mor în veci, mă. Lasă-l văd acum, eu mă pun pe ochi. Sticle fumurii. Și asta e. No, i-am depășit, m-am băgat pe banda mea, mai am în față o ciurtă de ele, le depășesc și pe acelea. Că nu, cum v-am zis, am eu pus mai tare și mere mai tare. De 90 pe linie dreapte. Nu, bine, fraților, v-am arătat cum e AP7-le. Poate voi mai arăta și după în Franța, după A9, după A7. Rămâneți cu bine și care aveți de gând să veniți pe tir în Occident, haideți! Ăsta e sfatul meu. Nu vă mai stați la cocalarii cei de români acolo să-și bată joc de voi, frate. Veniți și lucrați pe bani adevărați. Pe bani cinstiți, pe nomină, pe securitate social, pe contract, nu pe salarii minim, pe economie, 20 de milioane după aceea de urnă în mână. Ieți-vă de treaba voastră. Nomină între 1200-1400 și restul, cum vă înțelegeți? Dacă la kilometru nu fiți proști și mers sub 10 cenți, faceți-vă un calcul. Nu. Sub 10 cenți? Nu. Hai, chiar în 9 să-l accepți de să-ți asigure un număr de kilometru. Deci cam normal ar trebui, dacă 1200 nomina, mers la 11 cenți kilometri. Acum poți să vă dea și mai bine. Deci cam normal ar fi un promediu de 15.000 de kilometri pe lună, care sunt 3 curse perfectamente ce le poți face într-o 5.000 de kilometri, 5.000 și ceva. Aveți să am apuc și de 6.000 când trebuia să mă duc sus în Hamburg. Le faci pe lună, ți-ai luat 1.400, ți-ai mai luat 11 cenți pe kilometru și s-o cotiți cu 1.500 și vedeți cât vă iese. Atunci să vă întrebați pe ce salari mai ați în România. V-am pupat, Dumnezeu să vă îmbucure!